continue now on the same, stay on the same subject. We can have also adjustable o toaletă cu presiune ajustabilă. Și aceasta este ecologică. Este reduce consumul de apă de la între 6 și 9 litri. De obicei consumul de apă este mult mai mare. Reduce nivelul de zgomot când se umple rezervorul. De asemenea, este și un rezervor care se umple foarte repede. Este făcut din materiale speciale ecologice. Și am mai găsit un produs foarte interesant, mai ales pentru, să zicem, pensiuni sau hotelurile care sunt într-un loc cu resurse limitate de apă. Aceasta este o toaletă care compostează rezidurile. Este surprinzător, este și la noi în țară, deci poate fi găsită și aici. Este o tehnologie nouă, nu folosește apă sau mai este o variantă care folosește foarte puțină apă. Aceasta este varianta care folosește extraordinar de puțină apă. Compostează rezidurile, nu miroase, așa cum și produsul prezentat puțin mai devreme elimină mirosul. Nu este nevoie de canalizare, de conducte și treburi de genul ăsta. Nu poluează și nutrienții obținuți pot fi folosiți pentru îngrășământ natural. Aceasta este versiunea cu foarte puțină apă. Se folosește un pint de apă. Nu mă întreba ce înseamnă un pint, că nu știu, dar este foarte puțin. Și acesta poate fi folosit. Aici este containerul. Acesta este containerul unde se colectează și se compostează, după care este dispus în natură. Bineînțeles că se vor folosi și în cazul acesta produse de curățare, așa cum se folosesc și în cazul prezentat de Mr. Reg, adică produse bio sunt folosite și aici și se mai folosește încă o soluție care ajută la compostare. Vă dați seama ce diferență face acest produs undeva unde nu există canalizare și poste septice și undeva într-un loc izolat, chiar face diferența. Aici am încercat să arăt pe scurt cum lucrează. Deșeurile ar fi cam 90% de apă care poate fi evaporată și trimisă în atmosferă, zic eu, dar este trimisă afară în sistem printr-un sistem de ventilare. Ceea ce mai rămâne este foarte puțin și acesta este compostat și folosit ca fertilizant. Deci, cum am spus, nu are miros pentru că se folosesc anumite microorganisme care în mediul aerobic nu lasă să se dezvolte mirosul. Astfel, nu mai folosim din apa potabilă și trecem la următorul subiect care spune folosirea apei de ploaie. Este tot așa, în locuri izolate unde nu ajunge apa sau unde nu au foarte multă apă, este foarte important să se facă uz de apa de ploaie. Astfel, aceasta poate fi folosită pentru udatul grădinilor și la toaletele care, să zicem, dacă avem o toaletă din aceea care compostează, apa de ploaie ar fi suficientă ca să
ca să o folosim pentru o perioadă cu acele toalete, să zicem, să le interconectăm, încercăm să le interconectăm. Aici am arătat un sistem de colectare a apei de ploaie cu un recipient de colectare simplu, care are și un filtru în interior, iar această apă poate fi folosită la irigare sau poate fi folosită la toalete, după cum am arătat. Poate fi folosită, pentru că este filtrată, poate fi folosită și la spălarea vaselor, deci putem face uz de această apă. Un alt element de economisire a apei ar fi senzorii de umiditate, care pot utilizați împreună cu sistemele de irigare. Acestea fiind spus, am terminat subiectul de economisirea apei și să trecem la un subiect de materiale. Acest subiect de materiale de construcții sustenabile, după cum vă imaginați, este foarte vast. Acest subiect va fi acoperit în următoarea noastră, în următorul nostru seminar, care va avea loc pe 19 martie. Însă eu am dorit să subliniez anumite caracteristici care ar trebui să le aibă aceste materiale. Pe cât posibil să fie dintr-un material reciclat, să poată fi reciclabil la rândul lui, atunci când este procesat, să fie eficient energetic, deci printr-un sistem de producție eficient energetic, să poată fi găsit pe piața locală, pentru că este mult mai bine dacă putem lua ceva de pe piața locală decât să îl transportăm din cine știe ce altă țară și prin simplul fapt că îl transportăm de acolo să mărim emisia de dioxid de carbon. Dacă se poate să fie transformat după ce își termină durata de viață la ceea ce îl folosim, să poate fi transformat în alte produse, deci reutilizabil. Și bineînțeles să fie durabil și non-toxic. Este foarte important să fie non-toxic sau cu emisie de emisie chimică minimă. Un alt aspect al acestor materiale ar trebui să fie și de izolant și în același timp să fie rezistent la mucegai. Pentru că nu totdeauna poți să controlezi umiditatea în anumite locuri, de exemplu în bucătărie sunt aburi, în baie iarăși este umiditate foarte mare. Și atunci aceste produse ar fi bine să fie rezistente la mucegaie. Unele dintre aceste produse, doar am încercat să dau câteva exemple, ar fi vopseaua ecologică. Această vopsea ar trebui să fie cu emisii reduse de produse toxice sau, și mai bine, și aceasta este valabilă, se poate găsi și pe plan local, este o vopsea hidroizolatoare ecologică și este prima în Europa și nu știu, n-aș putea să spun dacă e singura, dar sigur este prima în Europa, cu componente anorganice 100%. Un alt material care se găsește în hoteluri și care tot așa este destul de care se schimbă foarte mult și ar fi bine să fie cât de cât ecologic, este covorul, mocheta. Am dat câteva caracteristici ale acestor mochete ca să poată fi numite ecologice. Ar trebui să aibă un conținut, să fie făcute din materiale reciclate. Și există anumite standarde pentru fabricarea lor. În același timp,
produsul cu care sunt lipite ar trebui să dispară total, deci ar trebui să fie un sistem de fixare a acestora fără lipire. Există de asemenea o tehnologie, după cum puteți vedea, care permite această fixare a mochetei fără lipire și reduce cu 90% produsele de emiterea de CO2. În ceea ce privește designul interior, aici este un subiect, cred că putem vorbi zile și zile și zile și zile despre designul interior. A fost abordat și în seminarul trecut, din luna trecută, așa încât voi puncta doar câteva caracteristici ale de designul interior din punct de vedere al sustenabilității. Unul dintre caracteristicile acestea este să îndeplinească nevoile din prezent fără a compromite abilitatea generației viitoare, generațiilor viitoare să-și le îndeplinească pe ale lor. În concluzie, deci, să nu afectăm viitorul celorlalți. Acesta poate fi obținut prin minimizarea impactului negativ și având în vedere cât mai mult maximizarea impactului pozitiv în privința mediului, economic și sistemului social. Acest design interior ar trebui să protejeze sănătatea celor care locuiesc în acele clădiri, cât și ecosistemul. Unele dintre principiile lui este că ar trebui să fie sănătos, deci să fie, curățarea să fie făcută cu produse ecologice, să fie sigur și să creeze un spațiu în care cei care locuiesc acolo să se simtă protejați, să ofere un anumit confort și să ofere în același timp o continuitate și un, să zicem, un anumit confort, că deja acesta cuprinde mult mai multe domenii, cum ar fi iluminatul, poluarea fonică, chiar și mobila poate fi din materiale sustenabile. Trebuie să ofere flexibilitate, adică orice produs să poate fi folosit în mai multe feluri. Deci nu numai că dacă această masă este folosită aici, poate fi folosită și ca alte, în alte scopuri. Am ajuns acum la subiectul de poluare fonică. Și aici avem un specialist printre noi, este domnul Sorin Pană și aș dori să-l invit să ne expună câteva din problemele și soluțiile acestui subiect. Bună ziua! Vom începe foarte simplu, cumva, gândindu-ne la ce întâlnim la hotelurile din... Deci voi începe foarte direct, fără multe teorii, da? Eu, ca un simplu client al hotelului, ce întâlnesc? Și de obicei verific ce întâlnesc într-un hotel din punctul de vedere al pregătirii mele. Eu sunt obișnuit, lucrând cu termoizolații și izolații acustice, să mă intereseze sau să observ în primul rând partea de izolare. Colegul nostru observă, de exemplu, cât de eficiente sunt pisoarele și consumul de apă. Colegii de la Philips, evident, iluminatul și așa mai departe. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca un client al unui hotel oarecare din România, nu vorbim de Marriott, ci un simplu călător care se oprește într-o seară la un hotel, ce întâlnim? Întâlnim zgomot, de cele mai multe ori, și uneori și frig, pentru că suntem în România.
Pe de altă parte, dacă aș fi un manager al hotelului, cu ce m-aș confrunta? M-aș confrunta de cel mai multe ori cu cheltuieli mari de întreținere. Și cu plângeri ale clienților din cauza motivelor de mai sus. Da? Toate acestea duc într-un final la pierderea clienților. Plus alte motive. Ce se întâmplă? Din punctul de vedere al eficienței energetice, putem vedea un consum de energie, se împarte 32% transport, o altă parte în industrie, 40% din consumul de energie în Europa este folosită pentru clădiri. Iar, din punctul de vedere al izolării termice al unei clădiri, putem vedea că 64% din consumul de energie la o clădire se regăsește în sistemul de încălzire-răcire. 23% iluminat, 9% altele, cam 5% apă. Din acest grafic putem vedea că o izolație termică bună implică cele mai mari reduceri de cheltuieli pe partea de încălzire și răcire într-o clădire. Vom trece la o izolare termică, studiu de caz, să spunem, hotelul Ramada din București. I-am spus studiu de caz, deși în realitate este ceva mai puțin de atât. Și o să vă explic la sfârșit de ce. Aici este o fotografie a hotelului în timpul execuției izolației termice la exterior. Aici se poate vedea foarte clar, partea aceea galbenă este izolație termică pe bază de vată de sticlă, este un produs special care se folosește pentru fațade ventilate. La hotelul Ramada s-au instalat grosimi între 10 și 15 cm în funcție de tipurile de pereți care trebuiau izolați, din beton sau beton și BCA. O fotografie a zonei ferestrelor înainte de a fi finisat nu se vede foarte bine. În zona aceasta avem două straturi de vată, deci sunt cei 15 cm grosime de termoizolație. Iar cam așa arată hotelul la final. Nu este partea mea să discut despre cât de mult iluminat natural are hotelul sau, eu știu, alte cheltuieli de genul acesta. Vom trece la ce am reușit să aflăm după o săptămână și mai bine de întrebat la proiectant, la constructor și la beneficiar. Singurul lucru care am putut să-l aflăm a fost structura inițială a peretelui exterior și structura finală. Și avem structura inițială cel mai întâlnit, avem un strat de 30 cm de BCA cu tencuială interioară și exterioară. Din calculele noastre, valoarea U, care reprezintă transferul de căldură prin acest perete, este 0,99 W pe metru pătrat Kelvin, o valoare foarte mare. Iar cheltuielile cu încălzirea au fost estimate de noi cam la 94-98 de mii de euro pe an, cheltuieli cu încălzirea. La sfârșit o să vă spun și cum s-au făcut aceste calcule, ca să nu pară niște cifre prea exagerate sau prea mici. Nu sunt din domeniul hotelier, deci e posibil ca aceste cifre să ridice niște sprâncene. Structura finală a peretelui exterior, după izolație, este formată din placaj de gips carton, finisajul interior, 5 cm de vată minerală de sticlă pe partea interioară a peretelui, BCA-ul de 30 de cm care a rămas în continuare și termoizolația exterioară din vată minerală de sticlă pentru fațadă, este produs special. Aici am trecut 10 cm, în unele locuri erau 15. Valoarea obținută după această termoizolație este 0,198 W pe metru pătrat Kelvin. Iar cheltuielile de încălzire estimate de noi, cum spuneam, aproximativ 58.000 de euro pe an după termoizolare. Valoarea totală a izolației termice introduse în această lucrare cam 80.000 de euro. La prima vedere, putem vedea că acești bani se amortizează cam în 2 ani și jumătate, 3. Acum, ce înseamnă cheltuieli de încălzire pentru noi? Există programul nostru conceput de noi de calcul termic al unei clădiri și neavând la bază decât această structură inițială și structură finală a peretelui și luând în calcul timpul de încălzire în zona Bucureștiului, plus o valoare medie a combustibilului folosit, am ajuns la
aceste valori. Deci e posibil ca ele să fie mai mari sau mai mici. V-am spus, nelucrând în domeniul hotelier, nu vă pot spune exact care sunt. Clădirea are cam 11.000 de metri pătrați suprafață utilă. Apoi, trecând la partea de izolare acustică a unui hotel, probabil, pentru că ni s-a întâmplat să nu fie chiar așa. Colegii noștri arhitecți cunosc acest normativ, numit normativ privind protecția la zgomot, care există în România și care ia în calcul toate tipurile de clădiri posibile, cu diferite utilizări, încăperile din ele și valorile minime ale indicelor de izolare acustică ce trebuie îndeplinite între două încăperi. Acest normativ există de cel puțin un an de zile. Pentru cine este interesat, îl puteți descărca de pe site-ul URSA. Putem vedea, exemplu este pe clădiri de locuit și avem încăpere din un apartament și încăperi din apartamentele adiacente, că un perete trebuie să izoleze cel puțin 51 de decibeli. Pentru a vă ajuta, pentru a ajuta pe arhitecți în a lucra cu aceste caracteristici de izolare acustică, am dezvoltat un program de calcul acustic în construcții, bazat pe acest normativ, astfel încât, prin câteva proceduri foarte simple, prin câteva clicuri pe mouse și conform standardelor ISO la nivel european, să poată determina dacă un perete pe care îl proiectează îndeplinește anumite caracteristici de izolare acustică pe care le doresc sau își pot verifica în același timp o structură dacă îndeplinește sau nu îndeplinește aceste caracteristici. Sau în același timp pot alege sau pot impune un nivel de izolare acustică dorit de beneficiar și să-l poată verifica consecutiv prin diverse variante de structuri, astfel încât să fie eficient și acustic și din punct de vedere economic. Funcțiile de bază ale programului sunt introducerea unui proiect nou, deschiderea unui proiect nou prin care se începe cu un hotel, de exemplu, nou, sau deschiderea unui proiect deja existent, ceea ce înseamnă că putem modifica un proiect de izolare acustică pe care îl avem deja. Se definitivează izolația acustică dorită de client sau conform standardului. Se alcătuiește structura pe care o dorim sau pe care o cunoaștem deja din experiență că îndeplinește cât de cât aceste valori. Se pot introduce materiale noi în baza de date cu materiale, astfel încât dacă unul dintre materiale care există deja acolo nu îndeplinește dorințele noastre, să-l avem permanent. Se poate îmbunătăți o bază de date cu structuri deja proiectate, astfel încât pentru proiectele noastre viitoare, pentru hotelurile viitoare, să avem această structură gata, alcătuită de noi și calculată atât economic cât și acustic, să o putem folosi imediat. Iar rezultatele la final se tipăresc și apar sub forma unui raport care dă toată caracteristica peretelui sau pardoselii și caracteristicile în sine ale lucrării. Este foarte simplu de utilizat. Durează cam 30-45 de minute pentru a fi înțeles și a se face primele calcule inițiale. Are o pagină de start în care avem câteva comenzi foarte simple, bazele de date de structuri și de materiale, proiectele noi sau proiectele salvate. Se deschide pagina principală în care avem în colțul din stânga sus avem numele structurii aleasă de noi sau denumită de noi. Apoi, în partea unde spune categoria ISO a partiționării, acesta este partea care face legătura între ceea ce dorim noi și ceea ce spune normativul. Și putem alege, în cazul de față, categoria obiectivului hoteluri, cămine, iar la funcția partiției, în cadrul acelui hotel, putem alege funcția partiției. Este un perete între o cameră de locuit și încăperi similare. Mai există camere de locuit și holuri, spații publice.
în urma bazei de date conform standardului, obținem acea valoare de 51 de decibeli pe care peretele trebuie să o îndeplinească. După care, în partea de jos, stânga, unde avem descrierea structurii, deschidem această pagină și putem începe să alcătuim propria noastră structură în sistemul clasic de izolare acustică. Primul strat de material, partea de gol, care înseamnă de fapt materialul poros, izolația acustică, și al doilea strat de material. Și aici ne putem juca în funcție de ce materiale avem deja în baza de date de materiale sau de material pe care le introducem noi, încât să obținem cea mai economică structură de perete care îndeplinește condițiile noastre. Alcătuind acest perete, în cazul de față sunt două straturi de placă de gips carton, un strat de vată minerală de sticlă și apoi pe partea cealaltă încă două straturi de placă de gips carton. Și ne întoarcem în pagina inițială, apăsăm butonul analizare și vă obținem o valoare de izolare acustică de 65 de decibeli, se vede în partea stângă, și confirmarea programului că această valoare corespunde pentru că este mai mare decât cerința impusă de standard pentru această categorie de obiectiv. Deci, este, cum spuneam, este foarte simplu. Vă alegeți structura dumneavoastră, o alcătuiți, o verificați. Dacă în cazul de față aveți o izolație care este mare față de ceea ce se dorește, pentru că o creștere de la 51 de decibeli la 65 de decibeli înseamnă cheltuieli destul de mari cu materialele, vă puteți întoarce în alcătuirea structurii și puteți modifica ori numărul de materiale, ori grosimea lor, ori alte produse pe care le considerați, astfel încât să nu ajungeți la o diferență de 14 decibeli, ci doar de 3-4. Și aici s-a terminat. Apăsați butonul tipărire, raportul iese. Calculele fiind făcute conform standardului ISO, noi garantăm pentru ele cu o mică marjă de eroare și această mică marjă de eroare este ce spunea și domnul Sorin Ionescu mai devreme. Izolațiile acustice întotdeauna trebuie verificate în șantier. Deci una este teoria, dar dacă vrem și avem o recomandare, se face, întotdeauna se face un perete model, se verifică din punct de vedere acustic și apoi soluția este continuată. Ce ar mai fi de spus? Discuțiile. Vorbeam mai devreme de informațiile pe care le-am obținut de la arhitect, de la firma de construcții sau de la beneficiar. De cele mai multe ori, noi suntem, să vă explic punctul nostru de vedere, noi suntem producători de materiale. Încercăm, sincer vă spun, să ne vindem produsele. Ca să ne vindem produsele, trebuie să vă ajutăm, să-i ajutăm pe arhitecți să le facem viața mai ușoară sau să-i ajutăm pe hotelieri să le dăm calcule de genul acela. Dacă folosiți acest tip de material în această grosime, economisiți o valoare aproximativ de atât. În realitate nu e așa, pentru că de cele mai multe ori arhitecții se comportă ca niște căprioare sperioase care în momentul când au de producător fug. Și este foarte greu să ai o relație cu un arhitect și să-l convingi că produsul pe care tu vrei de fapt să-l prezinți, să-l ajute muncă, nu este de fapt o altă vânzare de produs. Alt agent de vânzare, să spunem. Date de contact ale URSA sunt aici. Programul de calcul acustic poate fi descărcat gratuit de pe site-ul nostru. Vă stăm oricând la dispoziție cu traininguri pentru arhitecți în privința programului și a produselor noastre. Mulțumesc. Întrebări? Sigur. Fără niciun fel de probleme. Avem, aici vedeți concentrat ce însemna o prezentare de vreo 110 slide-uri. Au rămas numai 9. Sunt gândite trainingurile pentru partea de constructori, pentru că toată lumea știe că nu, toată lumea știe agricultură și fotbal, evident toată lumea știe să monteze termoizolații și nu e așa. Există partea de traininguri pentru arhitecți unde încercăm să le explicăm că ce facem noi îi ajută pe ei doar să ia o structură gata proiectată și să o folosească la toate hotelurile pe care le doresc, sau la sele de conferințe sau la sele de cinematograf.
Și există inclusiv trainingurile pentru beneficiari sau pentru acest gen de hotelieri care uneori au probleme și nu-și dau seama de ce. De ce se plânge lumea de zgomot, eu știu de ce, îi costă foarte mult încălzirea. Yes. Yes. Can you just take the cost of isolation, yeah? That's the benefit you have from having a better isolation on it, yeah? Yes. The same experience we have, customer comes to me, give me 35 kilowatts, yeah? 35 kilowatts, blah, 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 blah. Where is the calculation? This, what you are telling here, for me indicates much more than what you just have, because if I build a hotel, a small hotel or a house, doesn't matter. And I do not listen to you. I'm going with version one, okay? I'm losing more energy than in your version, right? Right. So that means if I take my energetic calculation, I also need a bigger heating system in terms of capacity that delivers me more power, right? Right. If I take your example, you can add on this slide that you will have further cost reduction on your heating system, because maybe instead of your 68 or 70 kilowatts, you maybe need only 40 kilowatt. So you have less cost on procurement there as well. So it's not just your isolation, it's much more than that. Yeah, that's just to add a comment for the group maybe as a learning. Yes, definitely. This insulation is just a part of what it should be done for every building, actually. But does the architect knows that? No, because that's he's frightened. Point. He's frightened like a deer. So and that's the other problem, actually. So that comes you are trying to tell them, please listen. Yeah. We want to help you. Okay, we'll contact you. This is the main answer most of the time. I have the same problem. Yes. Thank you also. Bun. Mulțumesc. Revin la adresa de internet. Acest program poate fi descărcat gratuit. Nu vă fie teamă. E foarte friendly to use.